Prin ce se remarcă această ediție? Ediția noastră este cea de a 7-a ediție și, bineînțeles, tot ce se întâmplă astăzi este o dedicație primăverii. Mărțișorul este confecționat de copii, un semn pentru primăvară, un semn pe care îl găsim peste tot în secțiile noastre ale bibliotecii. Mărțișor 2014 se remarcă printr-o participare foarte numeroasă a copiilor de toate vârstele, de la cei mai mici de 5 ani până la copii de școală generală. Este un moment important pentru bibliotecă, un moment pe care în fiecare an îl serbăm cu așa cum se cuvine. Ce să vă mai spun? Câți copii au participat? Deci aproximativ 100 de copii cred că au participat, au lucrat și împreună, au lucrat și separat la aceste mărțișoare pe care le veți putea vedea până la sfârșitul lunii martie aici la secția de copii, dar vă invit și la celelalte secții ale noastre din primăverii și din Grivița, unde veți întâlni la fel expoziții de mărțișoare și multe alte activități dedicate acestui eveniment. Mulțumim!